Eu sunt foarte mulțumit că au rămas jucătorii de bază, așa cum mi-am dorit la sfârșitul campionatului. Am spus că îmi doresc din tot sufletul ca niciunul din jucătorii de bază să nu părăsească echipa. Ceea ce s-a întâmplat, exceptându-l pe Matei, care știam că e deja în contat de Steaua. Grigoraș s-a întors mulțumit din vacanță. În afară de Matei, care a fost vândut la Steaua pentru 650.000 de euro, niciun alt jucător important nu a părăsit până acum pandurii. Și asta în ciuda faptului că mai multe cluburi din străinătate le dau târcoale lui Chiricheș și Pintili. Șefii nu ar spune nu unor tranzacții bănoase. Așteaptă acum oferte de cel puțin 1 milion de euro pentru a-l convinge și pe Grig să se despartă de ei. Dar antrenorul știe una și bună. Posibil până la urmă să plece vreunul din jucătorii de bază? Ce v-a spus și ei din conducere? Nu, 100% nu. Deci până la începutul campionatului nu? Nu. Păi până la începutul campionatului și la începutul campionatului să plece? Nu. Fără banii din transferuri, pandurii nu-și permit însă să aducă jucătorii noi. Cristea, Rusu și Vlad au revenit după împrumuturi și Bucur a fost adus gratis din Liga a 3-a. Grigoraș nu se mulțumește doar cu atât și așteaptă și jucătorii de Liga 1. Sunt convins că împreună cu 2, știu, 3, 4 care o să mai vină, vom face un campionat mult mai bun ca anul trecut. Asta îmi doresc foarte mult. Eu cred că încă mai trebuie mai mult jucător decât unul și în atac și în apărare și la mijloc, tot așa că trebuie să fim echipa competitivă peste tot an, așa că nu mă sperie de nimeni și ar fi fost bine să mai vii jucătorii aici. Din cauza lipsei banilor, pandurii sunt foarte aproape să-l rateze pe Paul Batin de la CFR Cluj. Gorjenii nu oferă mai mult de 70.000 de euro pentru atacant, dar ardelenii cer 100.000.